Dragi abonați, stimați privitori și rătăciți pe acest canal. Aici s-a întâmplat. Într-o dimineață de duminică, la orele 9 și câteva minute, am parcat pe acest loc. Și ceasul rău, pisica neagră, neatenția celuilalt șofer, fix mașina parcată aici, a dat cu spatele și a virat fără să se uite în stânga dacă mai este vreo mașină parcată. În dreapta avea și a văzut când s-a urcat în mașină, numai că în stânga nu a văzut. Și daunele le veți vedea puțin mai târziu. Începem prin a vă spune, luați-vă poliță de răspundere civilă obligatorie cu regres. De ce? Vă scapă de o mulțime de belele, de bătăi de cap. Pur și simplu delegați toate acțiunile dumneavoastră către societatea unde aveți încheiată polița și ei se vor descurca cu societatea celui responsabil. Și procedura a fost foarte simplă, totul online, am făcut în ziua respectivă, duminică, înțelegerea amiabilă, am încărcat online pozele, documentele solicitate și am făcut un singur drum pentru constatare. Nu a mai fost nevoie de o altă reconstatare, dar am așteptat până am găsit loc la Toyota Sud și le mulțumesc pe această cale pentru reparația deosebit de bună făcută, standardele de calitate înalte pe care le-au dovedit cu efectuarea revopsirii. Și să lăsăm clipul să meargă. Și am ajuns la Toyota Sud, unde voi preda mașina. Așa cum ați văzut deja, acestea sunt daunele. Ușa spate este dată la înlocuit, iar cea față la reparat, îndreptat și, bineînțeles, revopsit ambele. Cam acestea sunt daunele produse de neatenția de duminică dimineața a domnului cu Subaru. Iar ca imperfecțiuni, mașina mai are în această zonă un mic dent, o adâncitură, o ușoară atingere a lacului și de asemenea și aici. Nu știu ce a putut să o atingă mașina la o astfel de înălțime și să lase astfel de urme. Sper să iasă la un polish. În rest, cei aproape 3 ani de România au mai lăsat mici semne, nu ceva, să zicem, iremediabil. Iarăși aici o atingere a lacului și aici iarăși un mic dent. Ca sfat, puneți folie, ajută foarte, foarte mult. De exemplu, aici este folia atinsă, cum este și aici. Iarăși nu știu cum trec oamenii prin parcări pe lângă mașină. Cam așa arată înainte de a fi predată la revopsire. Încă o dată, cum arată dauna. Și am revenit după fix o săptămână să preluăm mașinuța. Și după cum se poate observa, au fost remediate toate problemele evidențiate acum câteva minute. Nu este un lucru rău, este o chestiune foarte plăcută. Chiar sunt surprins neașteptat și vă rog să observați și voi că nu se vede nicio diferență de culoare între ceea ce s-a vopsit acum și culoarea inițială a mașinii. Într-adevăr, este cam mult soare, o cantitate mare de
lumină, dar nu se văd diferențe. Îmi rămâne mie de remediat acest dent, căci n-am fost suficient de isteț să o fac înainte, dar va fi recondiționată și zona respectivă. Personal sunt foarte mulțumit de felul în care a ieșit revopsirea și nu pot decât să felicit Toyota Sud pentru tot acest traseu, de la momentul constatării până la preluare, reparație și ceea ce au spus că vor face, au făcut și chiar mai mult decât atât, fiind o reprezentanță așa cum mi-aș dori să fie la fiecare producător, cât mai multe. Voi reveni și după câteva zile, după ce solvenții din vopsea se vor evapora. Ea este uscată acum, dar în timp de obicei mai există posibilitatea apariției unor diferențe de nuanță. Va trebui să ajung din nou la Craiova, la Car Fashion, pentru montarea foliei de protecție în aceste două zone. Și Priusul va reajunge în starea de acum două luni de zile. De fapt, chiar mai bine decât acum două luni de zile. Bun, acestea fiind zise, lăsați părerea voastră în comentarii despre Toyota Sud, despre ce lucrări ați avut de efectuat și nu uitați să lăsați comentariile voastre pro și contra despre Toyota Sud, atât cu privire la partea de tinichigerie, cât și partea de mecanică. Și ce operațiune ați avut voi de făcut? La revedere!